Salutări prieteni, a treia ediție Sportcast cu Sile, un podcast evident al Orange Sport are astăzi, îl are ca invitat pe un om care reușește niște lucruri remarcabile. Unul la mână care reușește să după ce a avut o carieră extraordinară de sportiv, să aibă o carieră la fel de plină de de conținut și după ce renunță la sport. Asta este o treabă rară în, în sportul românesc în general. Pe de altă parte, nu sunt mulți oameni care au practicat sport și în Statele Unite, și în Rusia, în Italia, și în alte țări importante despre care, evident, cu toții auzim. Știm ce se întâmplă acolo sau auzim în mare măsură cum arată, de exemplu, un meci de basket în. NCA, auzim pe de altă parte ce înseamnă sportul în Rusia, cât de bine este finanțat. Însă toate acestea, în general, nu pot fi cuprinse de către o singură persoană. Ei bine, am totuși un om aici, astăzi, la a treia ediție a podcastului nostru, care știe să ne spună câte ceva din toate acestea. Virgil Stănescu, te salut! Mă bucur că suntem împreună și, ca de obicei, o bucurie este văd. Suntem și prieteni și ești un om, realmente, care faci foarte multe lucruri. Fac lucruri și pentru tineri, cu și pentru tineri, uh, iar asta este o treabă remarcabilă. Educi oameni, care iarăși este un lucru fantastic pentru noi, pentru România în general și pentru sportul românesc. Dar nu vreau să încep cu, uh, cu prezentul, pentru că mi se pare la fel de relevant trecutul. Uh, mi se pare important cum a început basketul, uh, ce însemna basketul în perioada în care tu te-ai apucat de el în România, uh, pentru că. Întotdeauna părea, eu am făcut un liceu german, da? Și era un liceu în care se juca mult basket. Basketul părea mai degrabă un sport al elitelor, al liceelor de elită, dacă vrei, din București. Nu oricine și nu în orice școală avea un panou de basket, nu oriunde puteai să joci basket. Pornește, îți povestește în începuturile tale de liceul la care erai și cât de important era, dacă vrei, cât de important era statusul uh, și social în începerea basketului, dacă vrei. Mă întrebam când mă las să vorbesc și eu. Gat, <laughs> gata, dai drumul. No, în primul rând, îți mulțumesc pentru invitație, Sile, și uh, mă bucur să fiu aici și să povestesc și să povestim, să vorbim despre sport în general și despre basket în particular. Mă onorează prezentarea pe care mi-ai făcut-o. Uh, mă uit de fiecare dată înapoi, așa când, când aud lucrurile astea, și parcă e o altă viață în spate, parcă e o altă era cea de sport și în capul meu e foarte bine segmentat așa, adică dacă pe mine mă întreb ce făceam în, nu știu, 97, 98, 2003, știu exact că știu sezoanele în care eram acolo în, în bucățelele alea. Da, basketul, eu am prins, eu am prins un basket licean boem, adică cu săl plinei. Da. Ceea ce era fantastic, că venea, venea liceul tău să te vadă la, la meciuri și uh, era un spectacol, era efectiv o, o, o cultură în liceele respective. Așa cum ai spus tu, puține la număr, de altfel. Uh, acum este mult mai răspândit în licee basketul, Eu cred că e undeva la egalitate cu fotbalul, uh, dar în perioada asta a mea de liceu era, era destul de mișto să fii basketbalist. era cool, așa. Uh, a rămas, cool. Uh, dar eu cumva m-am hrănit așa de cu basketul în liceu, dar organizat am început târziu. Ha, uh. Îți, îți oferea un alt status? Adică erai, erai mai șmecher în liceu dacă erai la bun de la basket. Cu siguranță, sau... cu siguranță, că asta, asta, de exemplu, este este un clișeu al filmelor americane, dacă vrei, high school movies, dacă vrei, da? Dar în România în lumea nu cred că își dă seama neapărat de ce însemna să fii bun la basket în liceu, să mergi echipa să câștige dacă cred, cred că lumea nu-și mai imaginează nici ce înseamnă curtea școlii. Pentru că noi da. aveam ownership în curtea școlii, adică, mă rog, mulți da. cursuri. Dar adică erai acolo, erai, erai fața aia prezentă, că na, stăteam destul de mult să ne jucăm basche la, la panoul din școală și de, uh, în weekend. Da. Și curtea școlii era, era ceva aparte, era un, îți dădea și un feedback real, da. că nu te joci acolo că ești băiatul nu știu cui sau mama ta e nu știu cine, tatăl tău e nu știu cine, ci ăla ești ales sau nu ești ales, știi, adică e super crud așa, ne nepreparat fi da, de acolo pe care dă, da Absolut pe care am cam pierdut-o în ultimul timp. Și atunci, având prezența asta acolo și fiind parte din liceu ca și cultură permanent, da, te făcea mai șmecher, te făcea mai. Te fă, adică. Rămâne, rămâne numele ăsta acolo. În generația ta, bineînțeles. Absolut, absolut. Și. Cum ai crescut? Când? La ce vârstă? Că lumea, evident, e curioasă când ajungi la 2 metri 12? Nu, 2,8. 2,8. 20. Ok, 2,8. 20. Da, la 2 se întreabă lumea care sunt, că poate sunt părinți care au copii care cresc. Cum Adica, -a, care a fost procesul? Ar trebui, ar trebui pe podcast acum să ai puțin uh, portret imaginea, nu landscape, ca să-și dea seama lumea că sunt mai înalt decât tine. O idee. Adică, la tine să fie Eu am 1,86 da, 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 Nu da, sunt da, nici da. eu mai mic, dar oricum. Nu. Cum ai crescut? Uh, Cum? Am crescut uh, continuu. Adică n-am avut un puseu de creștere. Uh -huh. Am fost înalt tot timpul. Am fost printre cei mai înalți din clasă până am fost cel mai înalt din clasă. Uh, dar am terminat liceul la 2,04 m. Deci, tot am mai crescut după liceu, încă vreo 4 cm. Uh -huh, uh -huh. Uh, și atunci, pe de-o parte, mi-a plăcut să fiu un alt. nu mă vezi cu nu mă vezi. Pe de altă parte, mi-a mi dat acest start mult mai ușor, mai facil în, în baschet. De, deși m-am apucat târziu, de asta am, am putut să mă apuc târziu, pentru că. Eram înalți, era mai ușor, nu, nu prea poți să înveți înălțime, înveți numai skill, da. înveți numai uh, jocul de basket, tehnică. Dar nu înveți înălțime, așa zic și americanii. Și atunci eu aveam asta, puteam să adaug pe înălțime uh, tehnica. Uh, și Erai atunci... motric la înălțimea aia? Absolut. Ce, ce, cam ce răspuns te-ai așteptat la, la întrebarea asta? <laughs> eu zic, nu știu. Că... Nu, domne, nu. Da, da, eram motric, adică am avut, am fost tot că timpul. Că vezi vezi înalți? care se mișcă greu, adică nu trebuie să ai noroc, nu știu, noroc neapărat, dar să ai niște date genetice ok ca să sunt sigur. să da. te miști bine. Așa e, sunt sigur că trebuie să le ai pe mine m-a ajutat faptul că am practicat mai multe sporturi până să mă apuc de basket am făcut polo, am făcut atletism am făcut tenis puțin când eram Atinge mic. Atingeai fundul bazinului? Păi asta e, vezi, în polo ai un avantaj că poți să stai acolo, nu trebuie să mai calci apa <laughs> uh, nu am ajuns să se mânca acolo uh, dar faptul că treci prin mai multe sporturi, cultura asta multisport pe care noi nu prea o avem decât prin faptul că încerc să devin olimpic la asta, nu mi-a ieșit mă duc la un alt sport în care vreau să devină olimpic. Da. Uh, și multisportul ăsta, totuși, te dezvoltă senzațional, odată motric, exact ce spuneai tu, partea asta de dezvoltare fizică, postură, orice înseamnă de la gât în jos. Dar spre deosebire de ce gândesc mulți, te dezvoltă și de la gât în sus. Pentru că ai adaptabilitate, creativitate, jocul ăsta de echipă, să înțelegi anumite reguli, să le pui în aplicare, să fii prezent acolo. Știi? Uh -huh, uh -huh. Și asta m-a ajutat mai târziu. Deci mi-a fost mult mai ușor să mă apuc de basket, chiar dacă m-am apucat la 17 ani organizat da. în, într-o structură. Îți, îți găseai ușor haine? No. Nu, Nu. Nu, asta, Adidas în moment, și, la momentul teniș. respectiv, era greu. Eu, eu port 49,5 în funcție de calapoti 50. Și de unde îți luai haine? Comandai mai, de afară? Bă. mai găseai așa, mai ales că, na, eram 1,95. Deja când am trecut de metri m, era greu să le mai făceai, le mai îți mai aducea unchiul unui vecin care se ducea un nu știu unde și așa mai departe. Sau îți găseau o pereche de Adidas sau... de pantofi de sport. Uh, și a, asta, uitându-mă acum înapoi, câtă libertate ai acum să-ți găsești orice. Absolut. Bine, singurul comand, online, dacă... ah, Asta zic, că e singurul inconvenient e că nu le încerci, le comanzi, nu îți vin, le trimiți înapoi. Uh, dar online majoritate, că din, din mall tot numai curele și căciul poți să-mi iau ai, altceva, altceva. Altceva, altceva greu, știți. <laughs> să, <laughs> să te duci să... Dom'le, aveți măsur da. Voi te vreau și eu atâta. Aveai, aveai pentru că <coughs> întotdeauna a existat la nivelul sportului de, din fragedă pruncie, dacă vrei, și după aia se dezvoltă chestia asta, o rivalitate, dacă vrei, între sporturi. A, există așa o, o invidie pe unde era, era o chestie de asta de repulsie față de fotbal la basketbaliști, la când erai tu puși, pentru că fotbalul în România a fost și în continuare, așa, prizat... Sunt sigur că cu toții am avut. avut. toți cei care am avut succes și simțeai, băi, dar stai un pic, că eu și eu, nu știu, am vorbit cu mondial, cu și totuși n-au atenția respectivă, știi, până ajungi să înțelegi, știi, bine... Acum Tot nu și basketul. Nu, și basketul e răsfățat. Nu mă, Adică e un, e un sport în care ai practicanți, ai atenție, are o cultură fantastică. Da, acum, cred acum, că o avea, a, a, a avut-o din adică, dar da, nu la nivel cu fotbalul. Da, nu prea pot să îl compar cu canotajul, la nivel de expunere sau cu, nu știu, cu alte sporturi care sunt la fel de importante și performele sunt la fel, sunt poate mai mari știi, la, la anumite sporturi, dar uh, totuși a fost răsfățat și basketul, dar tocmai a, că, că ești răsfățat și că ești acolo, e, e, păi stai că știi, poți mai mult sau vrei mai mult. Cum a fost, pentru că uh, tu ești un om care militezi constant și foarte bine faci pentru mersul în paralel sport-educație. Întotdeauna țea, este o, o, cum să spun, e o obsesie de a ta, dacă îmi permit să zic așa. Pe de altă parte, tu spui, ai început destul de târziu sportul profesionist, da? la 17 ani. Simți că, din punctul de vedere al dezvoltării tale, te-a ajutat chestia asta, că ai început târziu și ai putut totuși să te concentrezi pe școală? Pentru că în România exista mult timp ideea asta că nu merge să faci sport și școală în paralel. Că nu se pupă una cu alta, că trebuie să renunți ori la sport, ori la școală. Ceea ce, din păcate, e adevărat. Da, eu m-am apucat, ai spus de profesionistul la 17 ani, nu prea e profesionist, dar okay. organizat și puțin mai devreme. Dar ideea este că eu am descoperit educația după ce am plecat din România. Pentru că aici, într-adevăr, mi-a spunea dirigintele Virgil, da, tu ești bun la sport, lasă-te de, de școală, du-te, poate o să faci bani din sport. Serios? Da, absolut, îl țin de Și eu am fost la un liceu bun, la Cantemir, care nu e un liceu de aici de acolo, uh, dar odată am avut prezența de spirit să nu fac lucrul ăsta, dar doi am avut niște părinți, care amândoi sunt oameni educați, sunt ingineri, Nu a existat la mine discuția asta de școală sau sport. Uh -huh. Uh -huh. Uh, pe de altă parte, n-am fost un elev fantastic. Da, am fost un elev mediocru, în educație, m-am mers mai departe și am ajuns în state. Și am ajuns în state acolo unde cum, ajuns -ai? În state. am și la primit bursă de, pe sport. Deja eram la facultate aici în România, terminasem în liceu, eram făcusem anul doi de facultate la construcții și am ajuns acolo și au zis stai că nu mai poți construcții. Nu mai poți inginerie. De ce? Păi, pentru că ai laboratoare și dacă pleci în deplasare, le ratezi și n-ai cum să le refaci pe astea. Că astea se fac în tot. E laborator. Orice altceva poți să refaci. Adică nu e că pleci și, ok, ești sportiv, lasă, du-te și vorbim că ne reprezinți. Nu. Trebuie să ai notă peste medie. Ca să ai drept de joc, dat de NCA. Uh -huh. Și atunci, ajungi acolo și... Să-ți păstrezi stai... bursa, evident. -ți bu ce da, înseamnă bursa bine? aia? Adică ei ce-ți plăteau ție? Ei îmi plăteau masă ca să studii. Ok, asta îmi plăteau total, eram acoperit în partea basic. Nu aveam bani de buzunar, nu aveam, dar masă, și să Și hai să presupunem, dacă tu nu erai foarte bun la învățătură, ce pățeai? Puteau să te pună în niște subiecte în care, na, adun cioburi. Bă, dar ești peste medie. Și când zic adun cioburi, cine știe ce bă, bă, domeniu în care e, e, mult mai ușor. Pentru că uh -huh. ai o diversitate de opțiuni de, bă, să te faci, nu știu, Instructor de ceva anume. Ok. Uh, ceea ce e mai ușor. Și atunci te bag în, în, în niște materii în mai nișa ușoare, respectiv, astfel încât să fii peste medie. N-ai de ales. Ei adică adică te îngrăcesc ca sportiv, au nevoie de tine ca sportiv. Absolut. Îți oferă bursa da. și după aia văd academic unde, te, și unde exact, ești. Păi, exact. ești, ești bun, ești bav average, nu știu ce te duc peste medie, te duc și la niște cursuri mai complicate. Dacă nu. Eu am avut problema asta, că în momentul în care nu m-au mai lăsat să fac inginerie, iau o regulă în NCA, să ai, ai voie patru ani de, de sport, în orice sport, patru ani de competiție și îți pot da și al cincelea an de studii. Adică dacă n-ai terminat facultatea în cei patru ani cum o termină orice elev în, în mod normal, mm -hmm. îți mai dau, că ai avut sport, îți mai dau bursă în un an să-ți termini facultatea. Okay. Uh, și începe odată ce începe facultatea numărătoare asta, la mine începuse deja uh -huh. și am pierdut primii doi ani pentru că nu s-a transferat nimic Făcând studii, nu știu, studiul materialelor, în, în, în cel mai foloseam uh, Și atunci în noua direcție pe care trebuia să mi-o aleg, uh, practic eu mai aveam trei ani de joc și trei ani de, de bursă Nu puteam să mă duc mai mult de atât, okay. decât eventual ulterior, dar nu mai aveam cum oricum să joc Uhum, uhum. Și eu știam, băi, eu vreau să plec de aici acum cu diplomă și cu sport, că știam că o să mă joc undeva, nu să mai stau un an să-mi termin facultate. Și atunci a trebuit să aleg un alt pas, uh, în care trebuia să termin tre în 3 ani, ceva ce face alții termină în 5 sau în 4. Și, și atunci ai, am diplomat? luat lecții de seară, lecții de weekend, lecții de vacanță, toate felurile de clase, dar inițial nu voiau să mă lase, că ziceau că, domne, un, 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 un volum atât de mare nu poți să-l duci să iei peste medie. Și Deci orice... tu făceai și antrenamente, aveai și lecții... Nu... Adică era un... Da, a fost, a fost o perioadă destul de complicată și grea. Nu, că dormeai puțin noaptea. Nu, nu dormeam, n-aveai cum să dormi puțin, că trebuia să dormi. Că altfel nu... Nu făceai față antrenament, la antrenamente. Nu față. Dar trebuia să mai și muncesc, ca să am și bani de buzunar. Și a... era o regulă că n-aveam voie, n-aveam green card. Deci puteam să muncesc numai în campus. Și au o regulă că poți să te angajeze numai la uh, minimum pe economie. Care... la momentul respectiv, era 5,25 dolari, 5,25 25. pe oră. Pe oră. Pe oră. Și, da, uh, trebuia să și mă duc. ce făceai? Ce munceai? Am muncit toate. În principal, am muncit în partea de studenți internaționali, în biroul de studenți internaționali, unde aveam aplicații, formulare, ajutam Aha. studenții să vină să uh, se aplice. Să înregistreze. Da, uh, dar mai luam tot felul de joburi. De exemplu, la hot dog, la meciuri de baseball sau la, mă, mă băgam acolo. Mișto. Și e, e foarte mișto și foarte ciudat să vin o dog la, la ghereta aia de la, de la stadion și să își ceară lumea autografe. Că asta, adică <laughs> asta eram, genială. da, Că toți te știau. absolut. Mai ales că ce m-a ajutat în perioada asta de colegiu a fost succes. M-a ajutat foarte mult. M-au iubit. M-au iubit de la, din prima secundă. Eram singurul student internațional de la basket. Uh, big man on campus. M-au iubit din prima. Tu erai cel mai înalt din echipă? Uh, ulterior au mai, au mai fost în alți. Acum, okay. da, eu jucând titular toate meciurile din cariera mea de acolo, eram. M eram poza mea era în aeroport, în restaurante, eram Bune? Mai, peste tot, da. Uh, și asta m-a ajutat foarte mm -hmm. mult. Orgoliul ăla de tânăr în facultate, na. doar că pasul ăsta nebun de, că prima dată revenind puțin la partea asta de, de clase de cursuri, era că, băi, n-ai cum să iei pasul ăsta. N-ai cum să iei șapte cursuri într-un semestru. Mm -hmm. Că nu poți să duci peste o medie, 2,5, peste 2,5, care e media, așa, mă rog. Uh, și îmi puneau meditații. Ziceau, băi, uite, ai un consultant, un consilier care să te ajute în partea asta dacă e nevoie. Și au văzut că, pormă, nu mai e nevoie și m-au lăsat în pace. Și n-am mai avut nevoie. Dar a, au fost trei ani în care eu am terminat managementul în State foarte plin așa. Adică na, nu prea aveam timp de altceva. N-a fost, fost ușor. A fost șocant pentru că eu aud, am mai auzit de la tineri care s-au dus și au făcut sport în general în, în uh, colegiu. E șocantă diferența de antrenamente, de volum, de greutate de antrenamente când vii, pleci de aici și ajungi acolo? Unii așa mi-au zis că erau antrenamente extrem de dure. Nu absolut, știi? Absolut. Sunt antrenamente foarte dure. Ideea e că Experiența mea ajungând acolo, e, adică nu e greu să te adaptezi la condițiile alea. E fantastic. Locul este fenomenal și adică genuin... un pic locul. Cu ce, am ce am în că sală, habar am tot. Noi în anul, în anul, 2, deci am ajuns în 98, în, la sfârșitul nou, la mijlocul primului uh, uh, sezon, s-a inaugurat noua sală în 99. Uh, noua sală în campus, numai pentru basket, fete și băieți, 10.500 de locuri, uh, cub... Nu avem în România tot. așa, nu, e incredibil! Uh, asta atunci, fantastică, o, un, o sală, n-ai alte linii, deci numai de basket, da? Adică nu, așa, uh, dar se mai țin astea, Graduation, lucruri okay, de Ok, da, astea în, clasice... Vestiar, da. uh, tot, tot top! gândește că acum 5 ani când m-am întors la facultate, când m-au introdus în Hall of Fame, era cea mai veche clădire din partea de sport. Adică aveau stadion de fotbal american, stadion de fotbal normal, stadion de stadi atletism... Stadi stadion stadi de, de fotbal de... american câte locuri? De antrenament și gradene. Aveau, jucau în stadionul din oraș, Aha. dar aveau stadion de antrenament, gradene. De... Da, ok, Așa. am înțeles. Uh, deci, fotbal american. fotbal american, fotbal normal, atletism, baseball, softball, de jocuri pentru studenți, terenuri de tenis, două, două piscine, 13 terenuri polivalente indoor, cu câte trei terenuri, patru terenuri, așa, în care era volei, orice. Asta de basket, nu știu, adică asta este într-un oraș de 500.000 de locuitori. O facultate, uh, mobil, uh, într -o, într o facultate de două, Mobil Alabama, într-o facultate de 20 și ceva de mii de studenți. Fenomenal. E e, e, e altă e... planetă, Na. că lumea nu înțelege. Uh, știi, noi ne întrebăm de multe ori, dar de ce nu putem și noi să... Nu, auzim că există bani în sport. Asta asta mi se pare fantastic. Lasă, domne că sunt bani în sport, pentru că ai ideea că ai un sportiv care e plătit oarecum Popovici, normal. A, normal. 7.000 de euro așa, Popovici. Da. Și uh, te gândești, sunt bani domne în sport. Nu, nu sunt bani în sport. Na, <laughs> nu, na. Adică asta este într-o într facultate din statul într-o facultate, din sudul, într da. da. Bine, e Division și noi am câștigat conferința, adică o facultate e ok în conferința noastră Absolut. respectivă. Da. Uh, a, ai ajuns acolo, ai devenit celebru. A existat gândul NBA-ului? A existat vreo, șa, vreo șansă cât de mică? A existat o șansă mică, adică eu imediat după ce am terminat facultatea, vara următoare am stat cu Atlanta Hawks. Am fost chemat la, la Hawks. Cine uh, era atunci? Cine era antrenor? Cine era în... Mai antrenor, țin minte? Nu mai țin, nici nu mai țin minte, dar era Tony Cucoci, că mă, sunas la un moment dat, noi am avut același agent. Și când alegeam agenții, Tony m-a sunat, salut, sunt Tony Cucoci, eu eram... Hm, ce? Eu o glumă? <laughs> Știi? Da, adică... Era, era Tony plecase de la Bulls Era pe final da, de, da, da, era de pe, carieră Era pe final de carieră Jason Terry, mai mulți Așa. Okay. Și noi eram 34 De potențiali mm -hmm. în Care am intrat în camp S-au tot filtrat până am rămas șase Cu care ne-am dus în Boston la, la o competiție Alături de restul echipei Competiție de vară Un summer camp și am fost în cei șase, am făcut toate, dar n-am rămas după aia în echipă. Iar având uh, Toma, uh, semnaseră oameni mari. Uh, N-aveau nevoie de oameni mari, dar m-ar fi ajutat în expunerea față de celelalte echipe. Nu s-a întâmplat și am semnat imediat în Europa, în, în Frankfurt, la Euroliga. Ai, ai simțit-o ca pe o dezamăge, ca pe un pas înapoi momentul? Acum ai? Pentru că e, e interesant cum percepe, cum percepe un sportiv. Care se duce într-un campus, Atlanta Hawks, vezi acolo perspectiva NBA-ului, care evident este perspectiva supremă, și după aia, ok, trebuie să să vin în Europa. N-a fost un însucces faptul că n-am fost ales, a fost un succes faptul că eram acolo uh, și că eram alături de acei jucători. Mm -hmm. Uh, da, uitându-mă înapoi, cu siguranță mi-aș fi dorit să petrec măcar un an în, în NBA. Uh, N-a fost cazul, dar m-a întrebat cineva dacă am regrete așa și i-am spus că se putea mai bine, probabil, dacă era în NBA, se putea mai bine. Dar cu siguranță se putea mai rău. Adică, unde am ajuns e, a fost mi-a fost bine și. adică mi-a justificat după aceea o să citesc că da. echipele, campionatele, țările adică vorba aia da, de basketul, da. e basket adevărat acolo, acolo te-ai dus, dar eram curios cum se vede trecerea asta știi, dacă vezi că trecerea asta de la, totuși ți-am povestit de, de infrastructura facultății, când a ajuns care, în Germania în care erau și atunci astea acolo, doar că nu, acum azi le vede dar plecând din colegiu, ducându-mă la, la Hawks și văzând ce înseamnă NBA, adică eram copilul ăla în cofetărie care se uita stânga-dreapta, vorbea cu toți. Adică aveam sala, sala noastră de antrenament, era în vestiar. Adică nu era vestiarul lângă sală, ci era... Știi? Adică nu-ți nu dai seama de, de, ce înseamnă lucrul ăsta, știi? De câte, câte lucruri ai acolo, știi? Și, practic, ne-am dus la Boston, nu ți atingi bagajul. Te ia ma mașina de la, de la sală, te duce la avion, avionul Atlantei, zburăm acolo. Ajungi la recepție să-ți iei bagajul și să zic asta. Erau recepționerile și oamenii, uite, și „A a, uite, și-a bagajul singur. Adică, știi, genul ăla de experiență în care zici, wow, știi, e, e totul... Adică îți dai seama că acolo ușor. e... Da, 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 e... în, care, în, care, jucătorii se duceau la, la, la benzinărie comandându-și limuzine să se ducă la benzinărie. Nu se duceau cu cine știe ce. Dar, da. dar, uh, diferența între perioada asta, summer camp-ul ăsta, da, și colegiul, ai simțit Adică, din punctul de vedere, nu știu, al infrastructurii, al a, ceea ce ți se pune la dispoziție sau era ceva asemănător? Adică ai simțit upgrade-ul? Ai simțit nivelul superior? Am simțit nivelul superior numai ca... Nu ca infrastructură, ci ca viață. Aha, okay. Ca restul lucrurilor da. din prejur. Ok. Um, pentru că aveam lucrurile astea în colegiu, N-aveam avion privat în colegiu, n-aveam genul ăsta, zburam de linie. Adică genul ăsta de, de lucruri în care mai sus n-ai unde să te duci. Am știi? înțeles. Și, și după aia, sosirea în Germania. Infrastructura cum era în Germania, pentru că și Germania pentru Europa e un reper, pentru noi e un reper, dar bănuiesc că venind de acolo, chiar de la colegiu și ducându-te la o echipă de Euroliga, Euroliga este topul european. Da. Dar ai suferit, nu, șoc, că e mult spus, nu dar... cred. Nu? Nu, nu. E, nu m-am născut acolo. M-am născut în niște săli uh... da. care, cu... de... care te Evitai evita cu ele. Evitai cu ele din parchet. Da. Știai pe unde sunt, știi? Adică nu e ceva în care ziceam Stai mă că nu mai... Germania totuși și Frankfurtul Și Euroliga și așa E o, o competiție de top Adică n-am simțit niciun nici pic uh, Da, din nou, nu zburai private sau, Dar n-a fost o... Nu mai pot să fac asta că, Nu, uh, chiar uh, cred că am fost... Eram înfometat de ce înseamnă... Uh, Inclusiv partea asta de management, că întotdeauna m-a atras și eram curios și puneam întrebări și mă duceam și la birou să-i mai întreb și pe aia câte ceva. Sau... Adică, și nemții sunt ceas, adică era, era totul pus la punct. Mi s-a părut fantastic că aveau de vreo trei ori mai mulți oameni în office decât aveau pe teren, știi? Adică, da. genul ăla de. de... Dar. Dar cum erai privit, cum erau priviți basketbaliștii în Frankfurtul anilor, cât era? No 99? No, nu, 2001. 2000? 2001. 2001. Cum erau? Pentru că povesteai, da? Ți se cerea autograful când vindeai hot dog la, da. în campusul... Silea, a, 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 și eu am fost răsfățat, că spun că am trăit în multe orașe, dar n-am trăit ca neamț sau ca rus, sau da. eram starurile din oraș și uh, atunci toți ne, ne făceau pe plac cumva, adică eram și, și în Germania, eram la nivelul în care îți dădeai tricou să-l dai fanului și îți cerea și guma din gură să-ți o, o lipești pe tricou, știi, asta îmi zicea că nu mai aveam ce să dau și eram în taiți și guma. Zic, ce cu guma? Ți-a cineva păi, guma? Da, 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 să uh, autograf cu ea pe tricou. Și am luat-o, i-am pus-o pe tricou și am semnat autograf. Uh, adică genul ăsta de... Da, nu e, nu e ceva ce... Uh, uh, de, de care să duci lipsă, știi? Okay. De reflectoare. În, Fetele? În Royal? Băi, întotdeauna a fost discuția asta, dar eu... Ca în orice ca în orice, unde, acolo unde ai succes. Uh, și nu fete sau, știi, de faimă. Da. De faimă, în general. Că e muzică, că e sport, că e, știi... Uh, Dar aveați ai, groupies, ai aveai... Posibil... A, a... Da, aveai și grupii, aveai, aveai... Aveai și persoane care te speriau prin, prin uh, cum să spun, prin felul... Bă, nu, nu eram la star level. Adică nu, nu, eram, aparam, nu eram genul ăla de... Uh, nu știu, Jordan, da. ca, în care nu poți să ieși din... din hotel. Dar adică ești ușor de recunoscut, adică tu când da, ești ai, pot să e greu să te ca alți sportiv la 1,80 m zeci mai poți să mai păcălești, da, da, la... da, da? Tu și dacă îți puneai o perucă. Da, nu e, tot, tot e, degeaba vreo. ți o puneai. Dar, dar nu n-am fost chiar în nivelul ăla în care uh -huh. să nu mai poți să ai viața ta. Și okay. ceea ce e fantastic, adică știu că mulți își doresc faima și așa, dar are și reversul medaliei. Absolut. Uh, noi n-am ajuns acolo. Adică eu n-am ajuns acolo. Am ajuns în modul în care te recunoaște lumea pe stradă, te apreciază, te salută, te faci trei poze și știi... Cum te-ai legat de regulă pe la echipe? Pentru că uite, hai să citim câteva. da Deci în afară de South Alabama, Jaguars, uh, Frankfurt, Ostende, da, Ankara, Turcia, uh, Spartak, St. Petersburg, Kuwait uh, și asta, asta. e. A fost uh, o experiență aparte. O să discutăm și imediat și de la Vladivostok. Deci când de lumea de Vladivostok, își zice că e capătul pământului. Vreau să vorbim e... și de asta, și de uh, Kazan, Samara, uh, Teramo, da? uh, Banca Tercas Teramo, mă rog, și după aia astea din, din, din România. Te-ai plimbat pe peste tot. Ți era mai ușor să relaționezi cu străinii din echipe? Existau, exista treaba asta de... Uh, Externii sile, versus uh, interni? Zile, e e ceva ce la, la un anumit nivel și e, e ceva ce mi lipsește din sport. Pe lângă pe lângă competitivitatea terenului și uh -huh. atunci când pășești pe teren e un sentiment aparte, altceva ce mi lipsește din sport e vestiarul. Uh -huh. Că e camaraderia aia specială într-un într sistem în care comunicarea e transparentă, n-ai perdele, n-ai așa. Uh, și atunci Vestiarul, cumva, la, la nivelul respectiv, nu face diferențe. E, cum vorbeam noi de curtea școlii înainte. E un sistem foarte uh, agil și uh, un feedback real și nu contează cine ești, ce naționalitate ai, ce așa. Nu există treaba asta? Pe niciunde n-ai simțit-o? Se, se fac bisericuțe mai mult pe partea... Bisericuțe, se fac... Da, se, bisericuțe. Se împarte, se împarte lumea mai mult pe confortul comunicării mm -hmm. din afară. Adică, da. În, am ajuns în Turcia puțin vorbesc engleză. E mult kung-fu în comunicarea de, de acolo, sau în Rusia. Adică, în Rusia, când am ajuns la San Petersburg, eram trei străini, am rămas singurul din echipă și au dat afară și translatorul. Și eram eu cu restul de ruși în care, uh, când, când, în Rusia, de obicei, când te duci să întrebi do you speak English, de, încep să zâmbească și să râdă. Că e probabil ca și cum te duci în State să zici do you speak Russian. Da, știi? gabarit, gabarit par -ruschi. Par -ruschi și atunci toată chestia asta de relaționare e foarte strânsă, dar Asta face o oarecare diferență. Dar pe de altă parte, vorbim și toți aceeași limbă, baschetul, știi? Și atunci e cu totul altceva comunicare. Ca român n-ai simțit niciodată o o chestia asta versus român niciodată. Niciodată. Asta e foarte important, când spui, pentru că auzim din vari sporturi că Românii au simțit problema asta. Dar e... Cred că mai degrabă că ține de valoare. Cred că dacă ești bun, oriunde în lume, ești acceptat indiferent Absolut. de, de și, ce naționalitate și mai ai, ceva. ai. Cumva, eu n-am auzit niciodată pe Virgil Stănescu din România, de la echipa națională. Pentru că noi n-am avut un succes răsunător în echipa da. națională de basket. Da. Uh, în niciun fel. Uh, dar eu eram Virgil Stănescu de la... Echipa Alabama de club. sau de la Euroliga, sau care a jucat acolo, sau care a făcut acolo, sau știi? Uh -huh. Adică, și n-am simțit niciodată o. o tocmai. Poate, poate nu te de multe ori. Nu, nu te-ai simțit român? Te-ai simțit internațional mai degrabă decât român? Da, și, și mai mult de atât, și în state, de exemplu, m-am simțit uh, un glu. Pentru că, de, deși în 98. Uh, Rasismul nu încă mai era, mai ales sunt sud. Noi în echipă mâncau uh, cei de culoare la o masă cu cei albi la o altă masă. Serios? Se mai împărțeau și eu eram la mijloc, adică eram acceptat oriunde. Prin fapt că nu eram, eram român și eram, mă și iubeau și, ad, și am fost un liant. La fel deci și era problema atunci da, între la, albi, și, albi și albi și Problemă. Afro da, există și acum o, probabil o, o oarecare măsură, dar și atunci era, era, exista chestia asta de Împărțire. Și repet, mai ales în Sud. Uh -huh, uh -huh. Uh, la fel și dacă stai să iei sârbii dintr-o echipă, americanii dintr-o echipă, și felul în care se mai bunesc pe cultură, pe așa, tot timpul ești la mijloc. Da. Nu ai românii dintr-o echipă. Da. E în greu. generația mea, atunci am avut ani în care am fost singurul român afară. Au mai existat da. pe aici, pe acolo, dar în anumite ani eram singurul român care juca afară. Adică a fost un avantaj. Faptul că exista ghiță? Ghiță oricum e un avantaj. Absolut. Și ghiță este e un fenomen al nostru. Și nu numai prin înălțime, prin mărimea caracterului lui. Singurul lucru care nu poate fi ghiță este un model în care să zic un copil vreau să fiu ca ghiță. Nu ai cum să ai 2, 3, 4. Nu poți. Nu se poate. Dar vreau să fiu ca și ghiță în, în caracterul lui, da, absolut. Uh, și atunci clar era un avantaj. Adică știu că eram în Belgia, în, într-un uh, în, într restaurant și l-am văzut pe un tip cu maiocul, cu buleț și cu ghiță. Știi? Și mi s-a părut genial, mi s-a părut fantastic, știi, că, că văd asta. Adică mi se face și acum pielea de găină, că na, e, e ghiță și e, e ceva aparte. Uh, Rusia. Câți burai de la Vladivostok? Da, a fost un an special. Nu mă gândeam cum să-i zic. Gândește că uh, diferența de fus orar între Vladivostok și San Petersburg sunt 8 ore. Deci, LA, New York, LA sunt 3 ore. Vladivostok, San Petersburg sunt 8 ore. Uh, noi pentru fiecare meci în deplasare. Mergeam la Moscova, stăteam o săptămână, jumate, două și bă, jucam trei meciuri. Făceam un tur de trei meciuri și ne întorceam la Vladivostok. Zburam în jur de 9 ore pe Aeroflot din, din, din Vladivostok în, în Moscova, dar a fost una dintre echipele care și-au apreciat atât de mult jucătorii pentru că știau că e singura lor șansă să ajunge acolo. Uh -huh. Să știe că, na, că, că te, se poartă senzațional cu tine și zburam numai business și zbur, făceam. Adică totul era top. Mi-a mi plăcut foarte mult Da. Și orașul e un, e un oraș. Dar ce faci tățel, în, adică în afară de basket mai faci ceva fac în că N-au ajuns fast food-uri acolo faimoase, da. nu, nu erau genul ăla de fast food american. știi. Erai la o oră de Beijing. Tokyo, adică, știi, noi acolo făceam training campurile. să mă gândesc. Adică, dar în orașul ăla făceai altceva în afară să te antrenezi și să te duci acasă? Da, da, nu e un oraș mic, e un oraș port. Până la urmă, e, e, e intrarea în Rusia, a Asiei. Da. Adică, e un oraș foarte important pe harta, pe harta rusească. Uh, Dar pe, din motive economice Din motive economice. Dar în felul ăsta s-a dezvoltat și orașul cât de cât. Adică nu e o speluncă de oraș. E, e uh -huh. foarte îngrijit și ok, știi. Uh -huh. uh, adică, de exemplu, în Samara mi s-a părut mult mai gri mult decât, mai... decât Vladivostok. E Logic. mai industrial, e mai, e mai mișloc. Care -a, a fost cel mai mare salariu al tău? Uh, am avut 50.000 de, mă rog, în jur de 500.000 de european. Și erau bani mulți. Și erau bani mulți. Adică, știi că zic așa că... În Rusia bănuiesc. E frig în Rusia, știi, dar când vine salariul, apare un soare... Apare brusc, vorba un prieten de-al meu, când bagi plasticul în perete, nu știi să citești cifra aia care ți-a apărut. Da, da, dar banii ăștia sunt niște bani pe care... Te plăteau în euro? În euro sau în dolar depinde, au fost și și, depinde de an. Că n-ai luat ruble vreodată? Nu, 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 n-am luat ruble. Aveați, erau de stat? Pe echipele sau erau deținute de, de privați? De. Uh, nu știu. Majoritatea de... aveau stat în stat. ele, da, da. Adică, Samara, de exemplu, era al forțelor aeriene. Noi zburam cu avioane de, de armată. Și ne, ne aveam avioanele noastre și zburam cu. nu știu, cu cargo plane. Și era locul de tank în mijloc și noi stăteam pe laterale, pe banchet. <laughs> sau da da e un avion, avionul, știi, stai și stai liniștit. Sau cu avioanele noastre mergeam de la Samara la Vladivostok și era se opreau din 4 ore în patru ore să alimenteze că și noi să avea... facem pipi. Că nu avea și... suficient da, dacă -avea de carburant, da, da să... altfel eram numai noi cu și era pilotul care zicea: "Vrei să pilotești tu?" Lasă stai, moșule, lasă, tu, lasă, mergi tu acolo că, lasă, că să ajungem unde trebuie. Că mai bine. Da. Uh, genul ăsta, știți, sau uh, la uh, Vladivostok, owner era orașul și era uh, uh, guvernatorul orașului care era președintele echipei. Uh -huh, uh -huh. Și după anul pe care l-am jucat noi acolo, fiind cel mai mare succes de până atunci al echipei, uh, a venit guvernatorul și știu, țin minte că aveam un buget de în jur de 8 milioane de euro și uh, a zis, uh, de la anul vă dublăm bugetul. Nu, nu, vă mai dau două milioane, un milion, nu știu. Dublăm bugetul de la anul. Și asta însemna și în contractului tău? Sau? Am plecat, m-am dus la Unix Kazan, că Unix era o echipă era fantastică, mai da, și m-am dus acolo, o echipă care aparținea de sistemul bancar. Ok, deci fiecare de practic acolo. era de legat da, de o era de stat, de forțele ceva, aeriene, de, ceva asta, de o primărie, da. de sistemul bancar da. și așa mai departe. Cum te-ai simțit în Rusia? În general, adică e ce gen de țară, pentru că știi lumea nu și închipuie cum este, mai ales în ziua de astăzi când vorbești despre Rusia, așa pare o zonă de asta în care nu trebuie să mergi, nu trebuie să da, auzi de ea, așa a apărat și de când m am dus eu. Aia adică, primul să... meu primul meu impuls când mi a spus agentul că uite, avem o ofertă la St. Petersburg. Și uh, primul meu impuls a zis, băi, Rusia pe bune din român, Avem avem un oraș frumos, Petersburg. Este unul dintre cele mai frumoase orașe din câte Cultură an, am Cultură multă acolo. Da, 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 este fantastic. Muzee de toate. Este fantastic. Adică e, e, e ușor să te adaptezi acolo, știi? ai, ai ce faci? da, exact asta a fost, știi? Și pe de altă parte Rusia era atunci campion europeni, erau campioni europeni la băieți și fete, uh -huh. câștigase câștigase, câștiga Euroliga. Euroliga, așa și la fete, era și Samara și care a devenit după aia Spartac Moscova, care la fel deținea toate trofeele. Adică la nivel de sport Rusia era senzațională la momentul respectiv, era era alături de Spania poate, cel mai înalt nivel de în Europa. Absolut. Uh, și atunci a fost o decizie relativ ușoară, știi. Uh, o, o, un amănunt îl face faptul că filmul s-a născut în Rusia, jucam acolo. Uh, Fimea, mă rog, eram în Italia, când, pe timpul în care a fost soția însărcinată, dar am ajuns a, în ai România. Născut în țară. Da, că a fost vara și am, am putut să venim acasă. Uh, adică a fost o experiență fantastică și, și Rusia în sine, dar din nou, n-am trăit ca rus. Noi stăteam în condiții senzaționale. Dacă aveai nevoie în spital, te duceai într-un private hospital de se învârte după soare. Adică condițiile pentru noi erau cu totul altele. Față Hai de... să facem o pauză, o, o pauză, nu, facem o paranteză de la discuție, pentru că avem o primă rubrică, se okay. numește rubrica de suflet uh, și... Ca de obicei, rugăm oamenii care sunt aici în studioul nostru, poate nu știți, o să aflați de data asta, să ne povestească câte ceva despre niște poze frumoase din viața lor. Bun, pe unele le-am furat de la tine de pe Insta, okay. pe altele le-am mai primit de la niște prieteni. Hai să ne uităm la câteva poze. Nu știu ce, cine e aici. Nu știi, nu, recunosc. Nu, nu, mai țin nu, minte. nu recunosc personajul. Nu mai țin minte cine e aici. Aici sunt, pe, sunt în liceu, Aha. pe niște scări în curtea școlii. Aici după, în, în stânga mea, era bă, terenul de basket. Erai cool? Întotdeauna am fost cool. Aha. <laughs> no, <laughs> în, în poză, în poză. Că era dorky așa. Catarama, catarama era catarama? catarama era, era, dacă e... nu mă înșel, era Harley harley care la vremea respectivă Oh și la vremea asta, nu e doar la vremea no, 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 respectivă. No, no. Deci erai erai foarte cool. Asta e în liceu, ghiozanele văd că s-aruncat acolo cât purtai la picior acolo. Deja cred că aveam vreo 49. 49. 48. 48. Doamne ajută. Hai să mergem mai A, departe. Trăiam pe picior normal are pe vremea. Absolut. Să vedem <laughs> <laughs> să <laughs> vedem alte poze. A, aici câștigasem Da, e o, e o poză la care ține enorm. Uh, și mă bucur că ai pus-o. Câștigasem conferința în, uh, în facultate, Aha. am ieșit campion pe conferință și uh, am ieșit MVP-ul uh, turneului, turneului final, final și mi-au luat un interviu, uh, bineînțeles că a sărit televiziunea imediat la mine, jucasem în cel mai bine, mi-au luat un interviu. Uh, am dat interviu, am plecat sau așa și săptămâna următoare mi-au spus prietenii, voi vezi că ești în zi de zi la știri. Zi, în, fiecare, în fiecare zi eram apărat la știri pentru că îmi luase interviu, ei mă întrebau, dar eu răspundeam în românește. Eram atât de bucuros încât răspunsul meu era, deci nu, nici nu m-am gândit, deci ră, răspundeam în românește și ei ziceau, în fiecare zicea, nu înțelegem nimic din ce zice, dar e foarte bucuros. Știi? Fenomenal! Da. Ce tare! Era, nu știu ce a fost în capul meu în momentul ăla. dai seama ce s-a spus și ceva, stai da. seama. Hai să mergem mai departe. Următoarea e legată tot de, tot de colegiul. Da. introducerea în Hall of Fame. Da, mi s-a făcut pielea de găină acum, pentru că m-au anunțat acum cât scrie acolo, 2014, deci nu cred că 2014. Zisese mai devreme de 5 ani da, nu știu când au trecut, da, uh, sunt mai mult de 5, uh, da, 5 ani și m-au uh, anunțat că vor să mă introducă în Hall of Fame-ul facultății și uh, pentru mine pentru mine, și asta am, am folosit și la speech lor de acceptare uh, acestei, acestui lucru, o onoare, că și ei sunt în hall of fame-ul meu. Pentru că da. m-au definit definit în cine sunt astăzi, mm -hmm. în, în parcursul ăsta. Și asta încerc, asta este o, o bază a unor lucruri pe care încerc să le fac astăzi, să creăm acel sistem suport pentru, pentru tinere talente. Mm -hmm. Și Ghost Colors și Pasta face astăzi, încercând să fie alături de, de sportivi, așa cum am da, văzut lumea, acolo. Lumea nu știe, o să, o să dezvoltăm imediat, că da, e da, important da, da. să dezvoltăm și, și subiectul ăsta, pentru că sprijiniți niște tineri uh, foarte talentați, sportivi români foarte talentați, inițiativa ta, uh, și o să discutăm despre felul în care, în care sunt sprijiniți da, oamenii. Repopiere. Dar a, a, aici este pentru mine faptul că sunt acolo pe, pe un perete și am lăsat o amprentă în, în facultate și cred că sunt, suntem trei din basket. Mai sunt doi care au jucat la un moment dat, nu știu dacă recent a mai fost introdus cineva, uh, au mai fost doi care au jucat în NBA uh, din facultate. Uh, și a fost, a fost fantastic. Ca în 2014, eu am terminat în 2001, să se ridice. că A, a fost prezentarea mea și pe stadion la meci de fotbal american și în sala de baschet. Să se ridice toată lumea în picioare, și încă să fi știu de mine, știi? Să-și aduc aminte după 13 ani de zile mai târziu că eu am, am fost acolo și. Genial! Da, da, Chiar genial. Hai să mergem mai departe. Aici cred că deja suntem în Națională de, de tineret. tineret. Astea sunt primele momente în care am fost în, în Națională de, de Basket. Uh -huh. M-am apucat târziu, pe la 19 ani, cred că 19 ani aveam aici, nu cred că aveam mai mult, a fost naționala de Tineret care juca într-o competiție de seniori. Și au zis că fac schimbul de generație. Și asta a fost prima dată când jucam cu tineretul la, la seniori, cred. Hai să vedem mai departe. Deja trecem la Naționala Mare. Te uiți la, la poza asta și știi vezi, vezi talent și vezi... Este fantastică. Poate aici am un regret. E singurul regret că echipa asta n-a ajuns mai departe de atât. Știi că noi n-am reușit să sau că n-a beneficiat de un turneu final acasă? Păi, tocmai. Nu cred că mi-ar fi satisfăcut. A, nu, ai fost mulțumit. Să ajungi la un turneu final pentru că vă organizezi. Dar e o experiență în sine. Adică e o experiență cu care există. Sportul îți dă cu totul altceva. În sport nu există scurtături. Da. Și nu există departament de marketing care să te treagă linia de finish, oriunde ar fi. crezi? De ce crezi? Eu am stat. Eu am, nu neapărat teoria mea, cred că ți-am mai zis lucrul ăsta. Eu, când mă plimb aici prin România, pe străzi, mă simt un tip la 1,86 de destul de înalt. Dacă am trecut un pic granițele țării, deja încep să mă simt mic. Dacă mă duc prin fosta Iugoslavie, pe oriunde, mă simt extrem de mic. Vezi o legătură între, nu știu, media de înălțime a bărbatului român și. Lipsa asta de rezultate, dacă vrei, în baschet la nivelul naționalei. Cel puțin, în momentul de față, suntem. Trăim într-o bulă. Trăi. Credem că dacă suntem aici campioni naționali și așa, suntem și buni. Și avem un reality check când ieșim afară în diferite sporturi. Uh -huh. Mai puțin, avem vârfurile astea, dar care sunt o marjă de eroare. Adică un David, o Ana Brânză, o Cristina Neagu, sunt, sunt Simona. -au ieșit, nu, nu sistemul le-a făcut neapărat. Corect. Nu. Am fi, am fi nedrept față de ei, să zicem, că au avut ce le trebuia. Eu cred că asta e problema. Nu -avem, avem educația asta de, de ce înseamnă sportul. Adică, înțelegem sportul, tu, cu toții jucăm basket, cu toții jucăm tenis, cu toții uh -huh, jucăm uh -huh. fotbal, dar nu înțelegem ce înseamnă să fii jucător de basket. Ce înseamnă să fii jucător de fotbal și jucător. Adică e un bagaj mult mai plin pe care trebuie să-l ai, uh -huh. să ai lucruri acolo puse și noi nu prea le depunem acolo. Și atunci ajungem afară și spuneai de, de oamenii care ajung afară și nu prea reușesc tranziția asta, pentru că ai alte cerințe și rolurile alea includ mult mai multe chestii. Și asta nu reușim noi, să construim oamenii aia, să, să nu ne mai gândim neapărat la rezultatul imediat de la o vârstă fragedă. Care am auzit chestia asta, că știi, da, da, cum faci tu cum, ă, ă, partea asta de, de, nu știu, de concurență, de rivalitate, de ă, ambiție, dacă nu ai focus pe rezultat. Păi o faci în timp, nu trebuie să o faci astăzi. Nu trebuie să-ți dai copilul la, la sport să, ajunge, să ajungă campion olimpic, ci trebuie să-ți dai copilul la sport pentru că trebuie să învețe să joace în echipă, să învețe să-și înțeleagă rolul, să învețe să se ridice de jos când pierde, să, trece, să treacă de obstacole. Adversitatea. Noi nu, nu mai, nu mai permitem adversitatea la, la copii, că dacă trebuie să se ducă mami sau tatii la școală până, știi, dacă s-a certat cu colegul de clasă, se duce să-și rezolve. Să-și rezolve știi? problema, da. Sau să-i spună dirigintelui cum ar trebui să facă, sau antrenorului, uh -huh. sau suntem antrenori pe nu margine. Nu să să-și rezolve toate, singur problemele toate și și astea, să se dea cu care, care cumva ne handicapează în, în, în termen lung, știi, adică ne dă, ne dă lucrul ăsta un dezavantaj. N-am folosit bine handicapul. Asta ne dă un dezavantaj în termenul Un handicap, până la urmă, că e în raport cu alții, nu? Da, și ajunge acolo în care, știi, te intri pe teren și ei știu lucrurile astea. Știu? Hai să trecem la următoarele poze. Uh, ca să-și dea lumea seama. De diferență. De diferență. Diferența... Adică, eu, dacă m-aș ridica acum cu Virgil, v-ați da seama cum, cum arată nu. un 86 Hala. față de un 208. E, așa arată 2-0 față de 2 3 da, Și ăla este un pahar de suc. O sondă! Nu, ăla este o sondă normală de suc. Adică, da. nu, ghiță... pare, pahar, pare pahar de shot în mâna da. lui. Ghiță e uh... ghiță un exemplu pentru mine. L-am avut și un podcast uh, și, și de fiecare dată când îl ascult așa, uh, îmi dau seama că, știi, e pe cât de înalt, pe atât de mare. E și, un și ardelean fabulos. Da, și în, în simplitatea lui are o, o corectitudine și o, are un set de valori fantastice. Și întotdeauna e o plăcere. Am avut onoarea să-mi fie coleg de cameră la un moment dat și basta. na, e, e altceva. Cum să nu. Bun, mai departe, hai să vedem uh, ce mai găsim. Da. Uh... ce cu poza asta? A fost lansarea lansarea cărții lui Mamba Mentality și am fost și eu în cercul respectiv am avut șansa să nu mi-a fost un idol Kobe. N-am avut asta de, Când sunt mare vreau să fiu precum Kobe sau în, chiar și în, în colegiu eram Jordan, na, eu, eu sunt eu sunt acolo. Ești mai ești mai în vârstă eu Kobe. Da, era da. nu l vechi. Nu, la... nu a fost contemporan. A să spun de de mai mai spun tu ești mai în de, mai spun, ești vârstă, mai da, în vârstă da, da. Da. Și atunci nu aveai cum să-l ai pe copii, da? Adică tu ai crescut cu Magic, cu MJ, cu băiat de dinainte, nu? Da, da, da. Și după interacțiune și după experiența pe care am avut-o așa, am început să mă duc mai adânc în cine a fost Kobe și ar trebui să se ducă toată lumea în direcția asta, să-l asculte, să înțeleagă ce înseamnă nivelul ăla, adică este... Este incredibil. E un, e un, moment acum, cer scuze pentru parantez, dar e, e, un documentar, cred că pe Netflix, despre felul în care, despre echipa din 2008, cred că, dacă mă înșel, care da, l -am l a câștigat jocul la Olimpice. N-am văzut documentarul, dar -am, am văzut trailerul văzut. și este povestesc Lebron, Lebron și încă câțiva cu echipieri, inclusiv Pau Gasol, povestește de prima fază din meciul cu F F Spania, în care Kobe pur și simplu încearcă să treacă prin Pau Gasol. Adică se duce și nu că-l Deci intră direct în el, la de jos și aia toți spun, wow, dacă asta face cu un coechipier, că erau coechipieri la, la Los Angeles, da? Și ce dacă asta face cu un coechipier, ne, ne explică nouă cam ce trebuie să face, cam felul în care trebuie să abordăm noi meciul. Deci dacă el se duce și îl rupe direct pe, pe gasol, la prima fază a meciului, îți dai seama că așa trebuie să, să procedăm și noi în continuare. Și da, a zis că am că sunt multe povești cu, cu el și uh, să-l ascultați pe Chris Bosch, în care povestește de experiența, cred că Chris Bosch, în care povestește de experiența la, la Națională, în care a zis că vrea să seteze el pasul, să arate lumii că e un lider în așa, uh, s-a trezit de vreme să se ducă să mănânce, să se ducă la antrenament. Și era, Kobe, și, era mai și mai... la masă. Numai că cobi era după antrenament. A, adică ești termina se, Da. El terminase. să... se... Da, se să fie primul, ca după aia să se ducă mai repede, să fie primul la sală, știi? Și l-a prins da. după... Și l-a prins pe Cobi la, la masă. Era, erau amândoi, numai că el era transpirat după antrenament. Hai să vedem mai departe. Da, uh, mai uh, ce mai... Ce mai găsim? Uh, uh, aici ești... Uh... Aici sunt cu Ana. Ana... Ana... Zic de fiecare dată, face parte din, din grupul ăla, Ana, Cristina, sunt, sunt fetele alea care cred că au o pelerină în dulap și le vedem noaptea că zboară prin oraș, știi? Adică genul ăla de... de Supereroine. Supereroi, eroine, eroi, model pentru mine, pentru copiii mei, pentru ce... Și uh, am șansa să fiu alături de ea de mai mult timp și să învăț continuu de la ea, să o ascult și merg cu ea când vorbește public și este o lecție continuă. Da, simpatic. E, e un public. exemplu. E Hai un să exemplu vedem că avem și pe, pe Cristina, normal. Uh, și uh, aș dori pe următoarea poză, ce vreau să te întreb legat de Cristina. Uh, eu pe Cristina o cunosc de foarte. Prima emisiune la care a participat Cristina la viața aia a fost la mine. Acum mulți ani, nu mai contează câți ani. Uh, și mi se pare că s-a deschis în ultimii ani. Uh, mi se pare că e mai a, a, crescut evident și în vârstă și în experiență și în, și în siguranța de sine. Uh, ai ajutat-o din punctul ăsta de vedere? Ai încercat? Tu venind dintr-un alt mediu și având cultura americană absorbită, ai încercat să-i împărtășești niște, niște lucruri? Poate e mult spus. Haba, da, da. da, e mult spus că am ajutat-o, pentru că eu cred că și ea m ajutat în multe ipostaze în care vorbesc cum vorbesc cu tine și la fel, cum zic de Ana sau de Ghiță, sau așa, să-ți iau notițe cum fac cu Gică. Când vorbesc cu Gică Hagi, eu îmi mai notez pe telefon ce zice. Să-mi țin minte că, știi, să învăț de la el. Așa fac și cu Cristina cu sau cu Ana, dar poate și ea a luat de la mine anumite lucruri, sper, mai ales că lucrăm împreună și în, în afara terenului am o experiență mai mare în, în sensul ăsta. Cristina e un, un, un om care duce performanța la extrem. Adică vorbește plat de niște lucruri în care, pe care noi doar sunt în spiciurile alea motivaționale și ea vorbește de... Îi, îi vin natural lucrurile astea în capul ei. Uh, nu există. E totul alb sau negru. Uh -huh. ea, ea are foarte puțin gri. Nu prea... și atunci, dacă e alb, e alb, trebuie să fie alb. Știi? Și că mi-a povestit că s-a uitat la, la documentarul cu Jordan și care găsi găsit foarte multe lucruri din... Documentarul ăla, în, din, din atitudinea lui Jordan față de coechipieri, în felul în care își vede ea uh, colegele, adică în, în, în drive-ul ăla, în, în încercarea de a, de a le împinge mai departe să de a fi mai bune. Da, noi, noi uh, vorbim acum într-un mod foarte egoist uh, chestia asta, pentru că uh, cumva am vrea să intrăm în, în mintea ei și să, să o arătăm tuturor. Știi? Da. Uh, ea face ce trebuie. Absolut. Nu face ce, vrem, ce, ce aș vrea eu să, să zică tuturor. Dar asta ar scoate-o din uzualul din ei. Uh, dar ea, ea are... Și, și noi nu ne dăm seama, tocmai pentru că nu putem să intrăm acolo, nu ne dăm seama ce mult înseamnă Cristina Neagul pentru sportul românesc și ce, ce mult înseamnă Cristina Neagu pentru cultura noastră. Sau, știi? Adică, uh, dar în... în în mintea ei este că vreau să devin cea mai bună din lume. Și Ce e cea mai bună din lume. Nu este că vreau să-ți dovedesc ție asta, că vreau să-mi dovedesc mie asta, știi? Și este cea mai bună din lume. Și o mare, e o mare diferență între da. a vrea să dovedești cuiva și a vrea da. să-ți dovedești ție. Hai să vedem mai departe. Ne îndreptăm aici către alta activitatea ta, activitatea de pe care o practic și eu acum cu tine, da? De om de podcast alături de Gari Kasparov. Da, sunt, sunt, am, am noroc, știi? Am noroc că vorbesc cu oamenii ăștia și uh, învăț mult de la ei. Interacțiunea mea cu Gary, că, na, uh, mi-a mi permis să-i spun așa, ceea ce mă bucură, interacțiunea mea cu Gary a fost fantastică. l-am întrebat, băi, ești zeul al șahului și puteți să auziți asta în podcast, ești cel mai bun din toate timpurile în, în, în șah. Ce te-a adus aici, munca sau talentul? Și asta s-a uitat așa la mine, pe păi cum că? Munca e talent. Să poți să muncești atât de mult e un talent. Și multe altele le puteți auzi în podcast. Este fabulos. Dar podcastul în sine, Sporty Talks, este un loc în care, în care vorbind cu, cu genul ăsta de oameni, și, și dintr-un dintr scaun în, care nu e al unui jurnalist, adică tu știi să duci un interviu. Eu fac o discuție cu ei. Este o experiență pe care o capăt uh, alături de ei în, în chestia uh -huh, asta, uh -huh. să explorez. Și, și vorbesc cu mine, că știu că am făcut sport și am, am luxul ăsta. Uh, dar totuși nu sunt un jurnalist, știi? Și să pot să vorbesc cu oamenii ăștia, să-mi să povestească despre viața lor și despre tranziția lor. În, că am avut o grămadă de, de, de la uh, domnul Țiriac, la... Uh, Van Groningen, la oameni atât de mișto care îți povestesc despre sport într-un fel în care știi, mulți n-aud, n-au urechi să audă lucrurile astea. Știi? Da. Hai să vedem, cred că ajungem la lucruri mai puțin serioase. Uh... Nu știu ce nu-i serios aici. Este un... un... Da, să, să, nu, să nu crede lumea că ești chiar atât de mare încât nu aia, aia de e o paletă de ping-pong. Da, 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 da. Deci nu aia știu. nu e, că nu e, nu, e, nu e sonda din mâna trebuia, rugiță. Trebuia să zici asta acum. Eu tocmai apoi <laughs> am să zic că uite atât... Atentă... Da. Uh, avem, uh, avem campionatele noastre și ambițiile noastre și... Nu știu cum ai pus tu mâna... Nu știu dacă tu ai făcut poza asta. Nu mai țin. cred că am făcut eu. da, probabil jucam cu Bondaru, cu Radu Abramescu aici și găsim tot felul de lucruri care să facă lucrurile mai complicate, Să fie viața mai Iar paletuța aia care e micuță-micuță așa e, cu asta merită să. E e fabulos. Fața mea, bineînțeles, că reflectă greutatea dificultatea jonglului. Dificultatea Hai să vedem ultimele ultimele poze. Astea cred că sunt asta e viața mea. Asta e nu? Asta e Hall of Fame-ul meu. Și uh, faptul totemul. că totemul. Și nu, da lucrurile pentru care suntem și faptul că am, că am lucrul ăsta, uh, îmi dă orice șansă de succes în altă parte. Absolut. Și ultima poză care este chiar genială și trebuie să înțeleagă lumea că există o parte uh, foarte simpatică. a. Uh, nu, nu înțeleg ce vrei. Uh, să uh, spui, așa uh, ies uh, pe strată. A lui Virgil. Uh, da, eram la, la o petrecere de Revelion aici uh, și ne îmbrăcasem anii respectivi. Uh, ăștia sunt... Iar când uh, mi-am tuns și mi-am lăsat mustața așa, mi s-a părut că uh, Bohemian ești. Rhapsody e doar o, un amănunt ești pe care din, trebuie să-l arunc ești, acolo. Ești din, perioada, da, aia. Da, ești da, din da. perioada aia. Bun, Virgin, mai avem o a doua rubrică pe care o să o, o, să o facem și pe care ți-o propun imediat, se numește Alegeri. Haideți să trecem la partea asta. Bun, acum o să te pun să alegi între diverse personaje, lucruri și așa mai departe. Motocicletă sau bicicletă? Motocicletă. Motocicletă. Deși e și biker. Ești e e și motociclist, e și biciclist. Da, dar nu sunt biciclist așa. Nu, tu ești de la cu chopper. De, da, eu sunt biciclist de stradă să merg Din unde am treabă. De la cafeneaua. La... Și la fel și cu ăsta, dacă ai, ai pus și o motocicletă... Adică nici, nici, nici nu sunt motocicleta de viteză, sunt chopperul ăla, știi, în care merg la cafea sau mă duc... Okay, mă duc... Ești, un, ești un om relaxat. Da, în, nu mă duc pe Transalpina cu, cu... Nu, nu visez asta. Ah, ok, bine. Mai departe, hai să vedem. Vagon de dormit sau avion economy, la 2,08 m? <laughs> Unde se stă, că bănuiesc că ai trecut prin ambele experiențe. Uh, la vagon de dormit, Cum? tot trebuie să am ori diagonală, ori diagonală ori stai cu puțin cu genunchi îndoiți, în cazul meu. Puțin? Da, puțin, puțin nu e mult. Dar puțin cât să nu te îndrept să stai, și tu normal. Ori te, or te lași de, de mijloc. Știe? Și când te ridici? Și când te, păi, te ridici, că te, te rostogolești de o parte, te așa. Iar, iar în dreapta la economy, uh, dacă e exit, am ok. Sunt ok cu asta, nu e nicio problemă. Uh, și, în general, nu e o problemă pentru mine, e o problemă pentru cei de lângă mine că au genunchii mei alături că își țin tava de mâncare pe genunchiul meu sau știi, chestii de astea adică nu e eu, eu, eu tot să ajung fac... eu am avut baptea să merg cu tineri cu tine la un concert și să nu fiu în da, spatele așa, tău ai, ai văzut, se face un con în spatele meu la concerte Da. și oamenii stau jos și dacă mai țin minte era s-a era ridicat o... unul la Paris nu, era. Nu, era o domnișoară care a zis ok, dar am plătit să ajungem aici și nu vedem nimic absolut știi, deci, adică, adică, teria, noi stăteam jos așteptam concertul pe, pe iarbă și ne-am ridicat la un moment de asta, dat. De Era asta. între două. De între asta nu întârzi nu întârzi niciodată la un concert. Mă duc ok, mă duc de vreme, mă pun acolo. Cine se așează în spatele meu e treaba lor. Adică <laughs> am făcut greșeala asta. Mi se pare că la Madonna când am ajuns așa și mă duceam, mă strecuram așa și aia ziceau, du-te doar să nu te oprești aici. Du-te, du-te, da. du iau în față, du-te doar să nu te oprești aici. Da. da. Uh, mai departe, hai să mai vedem. Departe. Stallone, Arnold. Da, o alegere grea. Arnold. Arnold. Da. Uh... Bine, i-am pus acum la 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 sănectute. Da, <laughs> nu, da. nu e Rocky Prezența și... lui Arnold, în general, a fost mult mai. Adică. Bine, a fost guvernatorul, mă, până la urmă. Și expresivitatea lui, și felul în care vorbește public, și, și, și dacă nu l-ați ascultat în niște speech-uri motivaționale, ar trebui să o faceți. Pe de altă parte, și Stallone. Stallone a făcut atâtea, știi? Adică e, e un... E fantastic. Dar Arnold... Arnold, Arnold e... Arnold e. e... Mai departe, hai să vedem. We'll be back. Tyson sau Ali? Ali. Ali? Da. Deși noi am crescut cu Tyson. Deși noi am crescut cu Tyson, știi, dar uh, am citit. Ali e. Ali. Și am, Ali. Da, și. La, la Tyson e forța aia brută. Da. E, la Ali e poezie. E, e. Pe, Ali e cu ăștia. Da. Cu pe ăștia, de cu plac aștia. tuturor, cu genile. Da. Mai departe. Anii. Ce? 80, Sharon Stone, Sharon. Kim Basinger. Sharon ah s-a închis. Da, da. Aia e doar o poză pe. Cine. Ce, ce... Cine e doamna din dreapta? <laughs> nu ai rămas să da, da. se ată pe jade, că. Sharon Stone, 100%. Cine a crescut cu Basic Instinct? Și cu ce a urmat? Și cu ce a urmat și. Nu, nu. Este. Bun, acum e o alegere grea. Gabriel Dorobanțu sau Gabriel Cotabiță? N-am avut atât de mare relație, în, uh, adi, relație cu niciunul. Dar l-am cunoscut pe Cotabiță, pe Dorobanțu, n-am avut așa. Bă, nici, și de fapt nu prea am avut treabă cu muzica niciunuia în mare. N-am în... avut. Nu s-a Deci co simt. Cotabiță. Deci, uh, da, știu că aveam o colegă de, de, liceu care era super fan Cotabiță și avea toate uh, animaluțele de acasă Gabi 1, Gabi 2, Gabi 3, Gabi 4. Ferească, da, 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 da. <laughs> nu știu dacă asta mă face să. Dar -am, măcar, măcar e ceva care mă ar duce în alegerea respectivă. Nu <laughs> cu Gabi 1, Gabi 2, Gabi, Gabi 3. 1, Gabi 2, Hai da. să vedem mai departe. NBA Euroliga. NBA. NBA. Ok. Ba. Aici. Jordan. A, nici aici. Adică și aici ai eliminat stânga-dreapta. Da, da, da. Nu există da. decât Jordan. Pentru mine, da. Și acum ultim... Nu știu, adică nu e o... <laughs> nu e... Nu e, nu e o, o, alegere matematică acolo. E pur și simplu de suflet. Carmen, nu, am, ce -mă. să mă opresc aici. Uh, sunt prieten cu Horia și îl admir pe Horia în ciuda anumitor lucruri pe care, cu care am fost în dezacord. Dar uh, Horia, ca om, pentru mine este mult mai apropiat. Aici nu rezonăm. Nu rezonezi nu. cu Carmen? Nu rezonăm, nu facem clic în viziune. În... Da. Na. nu înseamnă că nu are lucrurile bune sau rele. Regreți că ai candidat? Nu regret că am candidat. Candidatura mea, deși un eșec pentru mulți, l-ar considera un eșec, pentru mine a fost o experiență fantastică și candidatura a fost o dorință de a, de a contribui în. în partea asta de basket, pentru că, până la urmă, orice aș face astăzi când vorbesc de basket mi se aprind ochii și uh -huh, e, uh -huh. e acasă pentru mine. Uh, deci, nu am de ce să regret. Am, am făcut lucrurile după credința mea. Dacă ieșeam, nu trebuia să dau nimic, nu datoram, nu dator am, aveam bile atârnate de picior uh -huh, și atunci uh -huh. puteam să fac ce îmi doresc. Consider că puteai să faci mai mult în campanie? puteai să a depins. De ce depinde votul la o federație în România, în general? Pentru că eu știu niște federații la care depinde de politic. Și am date. Adică știu cu nume, nu. prenume, când s-au întâlnit oameni cu oameni politici, oamenii politici și au zis, tu trebuie să candidezi, că noi avem județul ăla, 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 școlile alea, 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 și așa, așa mai departe. Și s-a ieșit. Da. Uh, la basket a fost, da, sigur, la fel? sigur, că e o mare parte politică în care, na, având în vedere că uh, sportul are o mare parte administrație publică, atâta timp cât ai acele uși deschise, s-a văzut că e, e o variantă câștigătoare. Uh, Pot să mi reproșez lucrul ăsta? Nu pot să mi reproșez. Ce puteam să fac mai mult? Să promit lucrurile, o grămadă e de promisiuni. prizonierul politicului sportul din România. Absolut, da. Ca multe altele, politicul ar ajunge foarte jos în, în organigramă, știi? Uh, dar, trebuie trebuie învățat să coabităm sau trebuie schimbat? Adică trebuie Aici schimbat. -am, trebuie am trecut, trecut la, la privați, că privații mută lucrurile și cu statul e mai greu să muți lucrurile. Am văzut un am, am și postat, am am șeruit pe, pe social media uh, un grafic de la Eurostat în care arată că noi avem în sport uh, 0,2% dintre angajați sunt în sport. Deci sportul sportul deține 0,2% din piața de angajați, uh -huh. din profesioniști. Suntem pe ultimul loc în Europa. Malta e deasupra noastră cu 0,3. Uh, țările Țările dezvoltate sunt peste 1, 1,3, 1,2, nu mai știu exact cât. Media fiind o medie decentă la 0,7. Uh -huh. Deci noi suntem la mai jos de o treime față de 0,7. Te gândești 0,7, 0,2. 0,2. Adică, turnover... Uh, uh, marja noastră de profesioniști în sport este una foarte mică. Absolut. Uh, și atunci restul e făcut de, de partea asta, de administrație publică, care are rolul ei și e, e bine că altfel, de fapt, nici nu știu dacă e bine. Cred că ar muri sportul dacă ar, ar opri uh, administrația publică, dar uh, altfel sportul ar trebui să-și dea seama că uh, trebuie să devină o industrie și nu devină o industrie în, în sistemul politic. N-are cum. Că uh -huh. E un conflict uh -huh. de interese. Nu are cum să devină o industrie. De obicei, statul crede că. Dacă privatul câștigă, el pierde. Știi? Și atunci orice înseamnă partea asta și fac referire la, la discuția ta față de alegeri. Ăsta este un discurs care n-a funcționat al meu. L-aș face altfel? Nu. Pentru că nu cred în altceva. Adică ar, ar, trebui, ar trebui să fie acolo. Și ar trebui să fie acolo unde, unde are sens. unde Unde... Ești într-o piață enormă, față de o piață ONG și politică existentă acum uh -huh, în sport, uh -huh, știi, uh -huh, în uh -huh. care te trag de mânecă să-ți cer bani, să-ți cer bani, nu să câștigi bani, știi? Ai fost victimă într-un anumit moment al vieții tale când conduceai Steaua al A ce? Pentru că tu. A ai intereselor, ai... intereselor respective, în care. Pentru că s-a declanșat o campanie media împotriva ta, da? Virgil Stănescu, șeful stelei, da? face și drege. După care, din ce înțeleg, nu, nu doar că nu s-a... Ai cazierul gol, zero, neîncepere a urmăririi penale și așa mai departe. Da? Deci ești curat 100%. Ce s-a întâmplat? Îți dai seama, e ciudat că vorbim de așa ceva. Da. Adică E, e ciudat că îmi spui că n-am pierdut nicio noapte de somn în, în această chestie, pentru nu? că. Serios? Nu? Pentru că știam că nu avem niciun schelet în Adică, nu, noi, noi ne-am auditat financiar tot timpul tot ce, ce am avea sens pentru mine și pentru noi și pentru proiect și pentru basket și pentru sport și a fost de super succes și mi-a plăcut. Mulți nu l-au înțeles. Dar ar trebui să-ți schimb drumul în viață din cauza Pentru că nu mi-a mai plăcut. Dar din nou, n-am pierdut nicio noapte de nesom, pentru că fac altceva ce îmi place și ce nu mai depinde de alții sau nu mai au cum să se lege, pentru că n am fost împotriva mea altfel. Tu ai fost Noi, da, am fost carne de tun acolo și am înțeles lucrul ăsta ulterior. Și de ce? Adică am, am muncit mult prea mult, m-am educat mult prea mult și țin mult prea mult la ceea ce fac ca să las anumite uh, direcții de genul ăsta să-mi schimbe cine sunt. Și atunci prefer să zic, nu, mai bine îmi aleg propriul meu drum și nu trebuie să. La, la fel ca și, nu știu, la federație sau la orice. Uh -huh. Adică, dacă nu pot să aduc valoare, de ce să mai stau acolo, știi? Mai bine duc valoare în ceva în care cred eu și îl fac pe, pe criteriile mele. Și mă bucur că am posibilitatea asta. Adică, n-a fost niciun moment de neliniște, știi? Da, Într-o țară a... ca România, când apare ceva împotriva ta și auzi că intervine și DNA, și așa și pe dincolo, poți să Ceea fii ce este spresat. absolut normal să intervină, probabil, în, în chestia asta, dacă a fost anunțată sau a, să investigeze. Și au investigat și ne-au cerut toate actele din lume. Și am dus, nu știu, 8, 9 cutii de acte. Uh, și, până au zis că, da, nu este nimic în neregulă. Problema nu e asta. Că trei ani, doi ani mai târziu, trei ani mai târziu n-a spus că nu, nu e nimic în neregulă, că, repet, n-aveam emoții. Puteau să fie niște greșeli pe aici, pe acolo, sau cine știe, că nimeni, toată lumea greșește. Uh, nu s-a întâmplat nici lucrul ăsta, că n-au -au fost. Dar uh, după aia m-am gândit că noi aveam 1500 de copii sub umbrela la noastră. Acum nu mai sunt. Uh, CSM-ul nu mai are echipă de basket de senior, nu mai există la CSM echipă de basket. Uh, și nu, nu din cauza noastră, ci ulterior s-au despărțit de Steaua. Ei mai aveau, noi, noi când am plecat de la Steaua, mai aveau uh, contract încă 2 ani, dar au zis că să își vadă fiecare de drum și și-au văzut de drumuri. Acum, nivelul de succes al fiecăruia rămâne la aprecierea lor și la genul ăsta de, de lucru. Noi am jucat ultimele două finale, adică am pierdut finala, da? Poți să zici că nu e succes? Nu, pentru mine nu e. Să ajungi în 6 ani de zile să joci cele mai importante cupe europene, să joci finalele campionatului, să ai genul ăla de copii, majoritatea, avea, aveam cei mai mulți copii în loturile naționale, adică câștigam totul la, la juniori aproape, era, era o, a fost o forță la momentul respectiv și mi-a plăcut foarte mult și m-a ajutat în cine sunt azi, adică și eu am beneficiat de experiența asta tranziția mea din viața de sportiv în partea de management cu cu încrederea anumitor oameni din Steaua, din Boroi, au avut încredere în mine atunci să, uh -huh. să facem pasul ăsta. Și alții. Chiar și Victor Ponta la momentul respectiv, că era prim-ministru, venea, era îi plăcea Steaua și asta probabil asta a, a declanșat toată a, um, Campania anul. respectivă, știi? Dar venea la meciuri, îi plăcea baschetul. Da, e onoare să vină oricare prim-ministru, că e Victor, că e altcineva, că ciolo. indiferent ce sportul, asta face, unește oameni. Spune-mi în final uh, despre tinerii pe care îi luați și ce faceți cu ei. Pentru că ai un proiect foarte interesant. Dezvoltă, dezvoltă tu ca o lumea să afle pentru că mie mi se pare admirabil și în general tot ce se face pentru copii în România sunt fanul numărul unu. Um, îmi dau seama că, că spuneai câtă, cât focus am pe partea de educație. și am, am menționat mai devreme că mi se pare absurd că lumea se gândește că sportul e de la gât în jos și școala de la gât în sus. Nu funcționează așa. Uh -huh. Adică ambele sunt ambele. Și ar fi niște copii tare să-i luăm separat așa. că... Da. Na. Uh, și e nedrept că sistemul românesc te pune să alegi la 14 ani profesia. De parcă dacă joc basket, ar trebui să mă duc la liceu sportiv. Ca e o școală profesională din care ești instructor sportiv. Ceea ce uh -huh. e foarte bine pentru orice școală profesională să existe. Dar nu înseamnă că dacă basket, sau dacă vreau să sau îmi doresc să ajung basketballist, trebuie să mă fac instructor sportiv. Că poate nu fac basket, poate vreau să mă duc după aia la arhitectură sau vreau să mă duc la medicină sau vreau să mă duc la orice. Uh, și atunci, ce am, ce am descoperit ulterior este acel sistem suport de care beneficiază un sportiv de performanță, de care are nevoie, în care să le poți uni. Le faci pe amândouă așa cum trebuie, dar să trebuie ceva să te ajute să le unești. Știi? Și noi nu avem asta. Și atunci am, am dezvoltat un proiect se numește Go Scholarship. Și puteți găsi mai mult pe site goscholarship.gro, este absolut transparent. Punem acolo și buget și tot, pentru că este și o resursă de informații, ne dorim să fie la un moment dat și o resursă de informație pentru alții. Uh, și venim în, în cluburi și le dăm copiilor respectiv pe care i-am selecționat ce nu au, ce au nevoie. Odată în partea de sport, preparator fizic, nutriționist, kinetoterapeut, fizioterapeut. Uh, consilier de carieră, uh, psiholog sportiv, nu știu ce am zis, ce n-am zis. Uh, odată așa, și vedem, ai, ai, îți dăm noi, ai, foarte bine, îl, intrăm în echipa ta și ce ai nevoie de, de la noi. Uh, și după aia mergem în partea asta de familie, în care vedem ce nevoie au în partea educațională. Odată, cea formală, la școală, meditații, la engleză, la matematică, la ce să nu rămână în urmă când pleacă undeva. Plus partea asta de, de umană, de, de socială, în care să îi să vorbească public, să le faci o educație financiară, să, lucruri care, de care au nevoie în viață. Uh, e scump. Adică, pe noi ne, ne costă undeva în jur de 600 de euro de copil. Avem 36 de copii și. Uh, reușim să fim alături de copiii ăștia. Și reușim să le, să le, dăm mai mult decât uh, doar sportul de înaltă performanță. Dar nu să fim numai alături de ei, ci să fim alături de antrenori. Și asta e de asemenea o luptă și o, un, o, metodă de educație. Și nu să l ajutăm pe copil să scoată cu o secundă mai, să fie cu o secundă mai rapid sau să împingă cu 10 kg mai mult, ci să le duce astfel încât la 17-18 ani să poată să facă tranziția către seniori. Și să îi pui în bagajul ăla de care vorbeam mai devreme lucrurile care să-l ajute atunci. Și asta este un obiectiv pe termen lung foarte greu înțeles uh, și nu prea, nu prea avem uh, poteci bătătorite uh -huh. și atunci trebuie să le descoperim. E o provocare pentru că are o complexitate mare. Sunt 13 sporturi diferite, sunt fete și băieți, vârste diferite, că dacă e un copil de 14 ani și unul de 18, înțelege altfel, are alt grad de implicare, are, trebuie să folosește alte metode, în care trebuie să intri în periodizare, în microciclu, macrociclu și așa mai departe. Adică e un, e un sistem foarte complex, dar ne, ne provoacă mult, dar ne și place enorm. Să -ai, ai genul ăsta de copii sunt 36 de copii, în care de joi până, până luni avem un grup pe WhatsApp și ne trimit competițiile lor și rezultatele. Și ți încarcă bateriile, pur și simplu. Este, este fantastic. Virgil și tu mi-ai încărcat bateriile. Mulțumesc mult! Sper să le fi încărcat bateriile și oamenilor care s-au uitat la uh, sportcastul nostru. Mă bucur că te-am avut, te mai așteptăm, pentru că cu siguranță n-am atins tot ce, ce ar fi fost de atins. Mulțumesc, Virgil Stănescu, și Mare a fost ca de obicei o plăcere să te avem. Aceasta a fost ediția a treia, episodul 3 din Sportcast cu Sile. Ne vedem data viitoare. La revedere!